Bună, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Mă numesc Elena de la BuySunshine.com și astăzi am revenit cu un clip nou despre produsele mele preferate din luna noiembrie. Trebuia să fac acest clip mai devreme, dar nu am reușit pentru că am fost o săptămână un pic bolnavă, nu aveam voce, mă durea în gât și am zis cum îmi revin cum fac acest clip și să vă arăt luna aceasta ce mi-a plăcut foarte mult și mai ales ce am descoperit și produsele care vă voi arăta îmi plac în continuare foarte, foarte mult și nu știu, este posibil să fie unele din ele încă în favoritele lunii decembrie, ce va urma. Vedem. Până atunci să vă arăt produsele mele. Am descoperit această loțiune de corp de la Gerovital H3 Derma Plus. Îmi place foarte, foarte mult această loțiune cremă. Scrie că este cremă, dar eu i-aș spune că este loțiune pentru că este mai lichidă decât o cremă. Intră foarte repede în piele și o hidratează instant. Cel mai mult îmi place mirosul. Miroase extrem de frumos și mie mi se pare că miroase a liliac. Este posibil să miroase alte flori, nu știu, dar mie îmi dă senzația de liliac pentru că eu iubesc foarte, foarte mult liliacul. Așa că are o cantitate destul de mare de 500 ml și 12 luni de la deschidere. Deci sper să o termin mai repede pentru că aș vrea să mai cumpăr încă una și aș putea să cumpăr și cadouri cu siguranță, fără nicio problemă, pentru că este foarte super și nu cred că costă foarte scump, așa că o recomand. Da, trebuie să specific că îmi place foarte mult pompița. Următorul produs este de la Scholl, Velvet Smooth, este o cremă, de fapt este o mască cremă pentru picioare pentru noapte. Este al doilea produs care îl folosesc, anume acest produs. Îmi place foarte mult cum hidratează călcâile și picioarele și le hidratează imediat și nu am probleme cu călcâile. Recomand din suflet. Următorul produs este unul de machiaj. Este de la Make Up Revolution. Paletuța aceasta am dat pe ea de pe Auro 34 de lei și este un dup după Naked 3 pentru că aceasta este Iconic 3 și o recomand în suflet pentru că fardurile sunt foarte pigmentate, nu sunt prăfoase și prețul este super de doar 34 de lei. Tot de pe Auro. Tot Make Up Revolution. Am descoperit și paleta Make Up Revolution London Ultra Base Corrector Palette. Pur și simplu iubesc această paletă de când am descoperit-o și o folosesc la fiecare machiaj. Are 4, 6, 8 nuanțe. Îmi place foarte mult că are și iluminator. Nu știam de acest lucru și este o paletă cu produse cremoase. M-a costat în jur de 54 de lei și o folosesc la fiecare machiaj. Dacă tot suntem la Make Up Revolution, să vă arăt și inimioarele. Aveam nevoie de un blush și mi-am luat acest blush. Mi-a plăcut foarte mult, să vă arăt și cum arată. Are și iluminator pentru că vroiam și iluminator. Și ce frumusețe este! Și am dat 44 de lei pe ea, este în favorite pentru că folosesc la fiecare machiaj din ultima lună și am început și în decembrie. Mi-am luat și acest iluminator auriu pentru că îmi place foarte mult. M-am îndrăgostit de strobing, adică de iluminare mai multă. Am descoperit și pudra de la Stay Matte Melondor, care îmi place foarte mult. Nuanța mea este transparent 001. Își face foarte bine treaba. Înainte nu foloseam pudră și nu știu de ce am început să folosesc și aceasta este super. A costat doar 11 lei. Luna noiembrie am folosit cel mai mult două parfumuri și anume ambele sunt de la Yves Rocher. Acesta și acesta. Acesta l-am cumpărat și acesta am primit
cadou în luna trecută, în noiembrie, am dat două comenzi la Yves Rocher. Și în prima comandă am cumpărat acest parfum, este cred că Note d'Amour, 30 de mililitri și m-a costat 99 de lei și îmi place foarte, foarte mult. Și la a doua comandă am primit o elixir, ăsta e cel original, ambele sunt la 30 de mililitri, acesta l-am primit cadou absolut gratuit și îmi plac absolut foarte mult, îmi plac ambele parfumuri și majoritatea de la Yves Rocher îmi plac foarte mult. Următorul produs este de la Jaya. Este o mască pentru păr cu cacao. Din păcate, mi-a rămas atât de puțin din ea. Uitați că mi-ajunge doar pe vârfuri. Va, ce miroase a cacao. Îmi place foarte, foarte mult această mască. Mi-a dat hidratarea părului. Mi se piaptă ușor. Se cofează și mai ușor. Așa că o recomand, are 200 de mililitri și nu costă mai mult de 20 de lei, dacă nu mă înșel. Găsiți produsele Jaya în farmacii, în plafare și dacă vă tentează ceva de la Jaya, puteți să faceți comanda de pe Facebook la ei, se numesc Face Bucarest. Tot de la Jaya, dacă tot suntem cu Jaya, iubesc acest gel de duș. Este pentru copii, dar miroase atât de bine acolo. Mie, nu știu, de câțiva ani nu beau deloc cola, dar mirosul este extraordinar. Mamă, ce miroase bine! Îmi place foarte mult, îl folosesc și eu și soțul și este foarte spornic pentru că face foarte multă spumă. Așa că, într-o lună de zile, uitați că am folosit doar atât, eu și soțul. Recomand. Tot de la Jaya. Avem un gel intim. Este al doilea de la Jaya care îl folosesc. Pe primul deja l-am terminat și ăsta am început să-l folosesc cam jumătatea lunii de noiembrie. Și este cu acid hialuronic, este hidratant, nu conține parabeni, miroase foarte bine și îmi place foarte mult că e o cantitate foarte mare de 500 de mililitri și are pompițe, ușor de folosit. Nu am probleme cu zona intimă, după ce am folosit atâtea luni am folosit de la Jaya și n-am nicio problemă. Așa, următorul produs este un șampon Geraptal H3 Derma Plus. Luna aceasta le-am primit și loțiunea și acest șampon, deja e pe sfârșite, pentru că îl mănânc. Îmi place foarte mult acest șampon, este nutri-reparator, are și ingrediente destul de bunicele, aș zice eu. Și are zinc. În fine, mi-a plăcut foarte mult acest șampon. Din ce cauză? Nu mi-a provocat mătreață, nu mi-a provocat mâncărimile scalpului, că de obicei unele șampoane îmi provoacă mâncărimile scalpului, nu știu care e faza. Și acest șampon nu mi-a făcut așa ceva, nu mi-a încurcat deloc, absolut deloc părul după ce folosesc, n-am nevoie de balzam. Asta e foarte minunat, să nu ai nevoie de balzam după ce folosește șamponul. Nu mi încarcă părul absolut deloc, îl curăță foarte, foarte bine și arată foarte bine părul după ce îl folosesc, așa că nu știu cât costă, dar nu cred că o să este scump. Îl găsiți în farmacii, în cel mai probabil caz în farmacie. Așa, următorul produs, am descoperit un fond de ten nou de la Astor, se numește Skin Match Protect Foundation, 24 de ore de hidratare, antioxidant SPF 18, arată așa, îmi place foarte, foarte mult acest fond de ten, nuanța mea este 103 porțelan. Nu-i chiar nuanța mea, dar am observat că se adaptează nuanței tenului meu și îmi place foarte, foarte mult. Doar 29 de lei am dat pe Omei și Uno Cosmetice. Cu siguranță voi reveni la acest fond de ten după ce îl termin, pentru că îmi place foarte mult.
Am impresia că sunt fresh, odihnită. Astăzi nu sunt dată cu acest fond de ten, din păcate. Sunt dată cu cel de la L'Oreal. Vă arăt și acum despre ce este vorba, Corps Parfait. Și este o nuanță foarte închisă pentru mine. Nu știu de ce am zis să vă dau astăzi cu el și îmi pare foarte rău pentru că nu arăt foarte bine din cauza acestui fond de ten. Asta e părerea mea. Când folosesc acest fond de ten, arăt super bine. Da. Recomand, voi scrie și un review pe blog cu siguranță despre acest fond de ten. Merită. Următorul produs este o cremă de la Dermaie. Este o cremă hidratantă, scrie că este pentru tenul normal și uscat. Bine, eu am tenul mixt și îmi place foarte mult. Are și soțul tenul gras și se împacă foarte bine și el cu această cremă. Nu are SPF, oricum când ies din casă folosesc altă cremă cu SPF 30 sau 50, depinde de caz. Așa că recomand această cremă. Voi lăsa review-ul meu pe căsuța de, cu descriere. Așa, tot la Jaya suntem. Și avem aici un scrap. Luna trecută v-am prezentat un scrap cu portocale care miroase demențial, curăță extrem de bine pielea, exfoliază excelent. De data asta vă arăt cu cacao, care miroase la fel de bine, doar că nu are calorii. Deci miroase a cacao. Am impresia că ce bine miroase. Deci, îți vine să mănânci, să vă arăt și particulele cum arată. Uitați cum sunt. Curăță excelent pielea, o lasă mătăsoasă, mă bălbesc, scuze, fină, nu mi-a zgâriat pielea, are particule destul de mici, nu sunt mari și am crezut că nu o să facă treaba, dar face foarte bună treabă și nu costă scump, așa că o recomand. Aici chiar scrie că și hidratează, microgranule. Recomand din suflet. Așa, am și o ojă Melchior preferată, este o ojă roșie. Să mă uit ce nuanță de roșu este, dacă scrie. Mai nu scrie. În fine, nuanța nu scrie. E 10 ml. Din păcate nu știu. Ah, ba da, Anytime Red este. Îmi place foarte mult, a avut oferte foarte faine Melchior de Black Friday și îmi pare rău că nu mi-am luat și alte nuanțe de uje. Asta e, o să-mi iau altă dată. Următorul produs este tot de la Jaya, este un demachiant pentru ochi cu frunze de măslin și este bifazic. Îmi place foarte mult cum curăță ochii de machiaj, chiar și buzele, pentru că îmi place ultima perioadă să mă dau cu lip stain-uri, cu rujuri care se curăță foarte greu și nu curăță nicio apă micelară, dar acestea curăță foarte bine. Luna trecută v-am prezentat cel albastru bifazic, cu care îmi place și acela foarte mult. Și după ce l-am lăsat pe ăla, am zis să încerc și pe acesta, să vă zic și despre el. Îmi place foarte mult cum curăță și el, și acesta. Recomand. N-am avut nicio problemă, nu m-au usturat ochii, nu am avut alergii, așa că recomand, dacă tot suntem la Jaya, să terminăm cu Jaya. Nu mai am altceva de la Jaya, nu mai am. Este o pastă, de fapt este o mască purifiantă. Am gelul de curățare cu Manuka 3, care îmi place foarte, foarte mult și mi-a rămas puțin din acel produs. Și tot din această gamă este și această mască. Este un peeling astringent pentru tenul gras și mixt, predispus la coșuri și acnee, și folosesc și eu și soțul o dată pe săptămână pentru că folosesc și alte măști. Ce am observat, nu mai am probleme cu coșurile. Am dacă iese una, două și nu am o explozie, mă rog. Curăță excelent tenul
lasă absolut curat. Nici tu pori deschiși, adică înfundați, nici tu puncte negre, nici tu coșuri. Coșurile dispar după ce folosesc, așa că recomand foarte, foarte mult această mască. Am văzut mai multe efecte pe tenul gras al soțului și deci curăț absolut profund tenul. Îmi place foarte, foarte mult. Mai am, nu am foarte mult în acest produs, așa că voi căuta și în farmacii sau la fare. Așa, mai am încă 3 produse de machiaj. Îmi place foarte, foarte mult această mascara de la Oriflame. Se numește 5-in-1 Wonder Lash Mascara de la The One. Deci, pielea e siliconată, dacă zic eu corect. Și îmi place astfel de piele, îmi place foarte mult. Nu focusează, nu știu ce are. Îmi place foarte, foarte mult pentru că îmi dă o alungire a genelor foarte bună. Și formula îmi place foarte mult. Oricum, produsele mascara de la Oriflame mi-a plăcut întotdeauna. Așa. Acest creion ruș de la Yves Rocher este în nuanța roz sorbet. Am primit-o tot dintr-o comandă, cred că era prima, nu cred că era a doua, de la Yves Rocher de luna trecută. Și am primit-o cadou după ce, uitați că am și swatch-ul înainte, le-am făcut un swatch și mai fac o dată. Așa. Arată foarte bine. Am avut impresia că nu este foarte pigmentat, dar de fapt este foarte pigmentat pe buze. Arată atât de excelent și miroase foarte bine. Miroase fructat. Recomand acest produs. Da, erau în 3 nuanțe acolo, cadou, și am vrut această nuanță. Și îmi pare rău că nu am mai dat o comandă, că vroiam și pe cel nuanța nude, că arată foarte, foarte bine. Așa, ultimul produs este un lip stain de la Astor. Sunt obsedată, absolut obsedată de acest produs. Astăzi nu m-am dat cu el pentru că am zis să încerc și altceva și am făcut o chestie din două nuanțe și a ieșit o nuanță ciudată. În fine, arată bine, nu știu cum arată acum în video. În fine, acest lip stain m-a costat 35 lei pe 1001 cosmetice. Îmi place foarte mult cum se așează pe buze de la început. Că după aia arată groaznic dacă nu fac un retuș sau dacă nu am buzele hidratate. Dar se usucă, când se usucă arată foarte, foarte bine pe buze. Nuanța e superbă. Mai am încă o nuanță, dar asta, nuanța asta m-a obsedat luna noiembrie. Să vă zic ce nuanță. Și asta e un... A doua este o... Stați că am uitat cum se numește. Este un balzam ca să, dacă buzele sunt foarte uscate, să arate mai bine pe buze. Și este ca un top coat cu vitamine. Deci, nuanța, nu se... ce am vrut să zic? După ce se usucă pe buze, nu se transferă deloc, absolut deloc, câteva ore bune. Așa că merită bănuții 35 de lei, vă asigur că... Endless Rose, 205, nuanța mea este. Eu am doar două nuanțe de la acest lip stain și îmi place foarte mult. Vreau să-mi iau și încă două nuanțe. Era un roz acolo foarte frumos și roșu. Numai decât trebuie să le am. Deci astea au fost produsele mele preferate. De fapt, încerc să folosesc cât mai multe produse ca să-mi dau seama care sunt cele mai favorite. Și luna asta, să zicem, cam sunt multe, dar sper că nu v-am plictisit. Vă pup până data viitoare. Pa!